13 partide, așa cum spuneam, din Republica Moldova au semnat duminică un pact prin care se angajează să susțină aderarea la Uniunea Europeană. Nu toate însă, domnule Dungaciu, o susțin pe Maia Sandu pentru un nou mandat. Cum spuneam, vor avea loc în Republica Moldova în această toamnă și alegeri prezidențiale. Maia Sandu candidează pentru un nou mandat. Ce șanse credeți că are să obțină un nou mandat la președinție? Principala observație pe care aș face este că Republica Moldova, din păcate, a ajuns în situație în 2001, când polarizarea este foarte clară. Între timp s-a reușit un tip de, hai să zic așa, eliminarea agendei geopolitice din societate. Doamna Maia Sandu a câștigat ultimele alegeri cu un scor 57%, cu un scor mare, aproape unic în istoria Republicii Moldova, pentru că n-a vorbit de geopolitică, a vorbit de lupta împotriva corupției, de bunăstare și de chestiuni care să nu divizeze societatea. A vorbit și limba rusă, a vorbit și limba ucraineană, n-a menționat integrarea europeană acum 4 ani de zile, tocmai ca să atragă de partea domniei sale o populație în Republica Moldova care trebuia să scape de această tensionare, în special geopolitică. Adică jumătate se uită spre est, jumătate se uită spre vest. Iată că lucrurile, din păcate, n-au reușit. Doamna Maia Sandu, în timpul războiului din Ucraina, a fost obligată să țină parte a unei tabere și, practic, electoratul domniei sale, care nu-i plăcea să audă de geopolitică, e o parte de electorat din Republica Moldova, de exemplu, care nu susține Uniunea Europeană, dar nu e nici împotriva Uniunii Europene. Nu e cu Rusia, dar nu e nici împotriva Rusiei, chiar dacă vorbește limba rusă acasă. Cât reprezintă populație acea mixt, parte? E undeva pe la 10%. Partidul ăla care face diferența între majoritatea pro-europeană și majoritatea pro-est. Ei sunt nehotărâți, nu în sensul că a spus foarte bine, și au nevoie de niște mesaje foarte bine ticluite. Era România, oamenii au auzit mai degrabă de domnul Marian Lupu, care a fost șeful Partidului Democrat. Și domnul Lupu, care avea o limbă română la Chișinău, care semăna cel mai tare cu limba română de la București, avea și un accent bucureștean. Vorbea sigur foarte bine limba română, dar chiar cu un accent din ăsta de la București. Ostentativ aproape și suna un pic inedit în peisajul de acolo. Domnul Marian Lupu spune așa: eu științific vorbesc limba română, politic vorbesc limba moldovenească. Știa foarte bine ce limbă vorbește, dar tocmai pentru că avea în fața acel tip de electorat, el nu trebuie să fie agresat cu asemenea formule. Ei, acel tip electorat pe care doamna Maia Sandu l-a avut la dispoziție, l-a pierdut inevitabil pentru că acum a venit polarizarea. Maia Sandu, guvernarea de la Chișinău, au ales o parte. Partea asta se numește Occidentul, Vestul, Antirusia. Ei, electoratul ăla care nu vrea decizii dure, el nu mai este cu doamna Maia Sandu. Doamna Maia Sandu are acum 30-35% în sondaj. Sigur că are șanse mari să câștige. Dar problema este și ce va face cealaltă parte. Ce candidat își va pune cealaltă parte. Știrea, poate cea mai importantă știre, dincolo de cea pe care ați dat-o noastră, este faptul că domnul Ion Ceban, primarul Chișinău, a anunțat că nu participă la prezidențiale. Ceea ce e o veste bună. Pentru, inclusiv pentru tabăra Maia Sandu, care dorește un candidat din partea opoziției care să fie foarte ușor asociat cu Federația Rusă. Domnul Dodon ar fi ideal, un candidat ideal pentru doamna Maia Sandu, pentru că poate face polarizarea Europa versus Rusia și chiar poate să câștige alegeri din punctul ăsta de vedere. Acele partide. Deci doamna Maia Sandu intră într-o competiție în care are, pe care are șanse să o câștige. Depinde foarte mult ce se va întâmpla cu frontul. În al doilea rând, inițiativa pe care ați spus-o, care e propunerea unui partid cub dintr-un bloc, bloc împreună, de a face un snagov și la Chișinău, a fost foarte interesantă pentru că a fost semnată de PAS, partidul doamnei Maia Sandu. Asta înseamnă că PAS înțelege că singur e foarte greu să răzbească, nu în 2024, ci în 2025, când vor fi alegeri parlamentare. E poate semnul unei schimbări în bine, din punctul meu de vedere, faptul că numai de partidul PAS de guvernământ și care are astăzi majoritate în Parlament, să fie un pic mai deschis și mai puțin, un pic mai smerit politic, dacă se poate. Deci șanse ca doamna Maia Sandu să câștige alegerile există, dar nu este o certitudine, depinde ce candidat va alege opoziția în bătălia politică, care va fi de fapt geopolitică de la Chișinău de la sfârșitul anului 2024.